Bună dimineața, prieteni! Astăzi vreau să fac o mâncare de varză cu cartofi, varză dulce cu cartofi și o să fac deasupra niște strudel la abur care vine deasupra pe varză. Pentru asta haide să facem strudelul. Eu am pus puțină făină aici, lapte, cam 150 de ml. Nu ne trebuie mai mult. Foarte puțin zahăr. Un pachet de drojdie uscată. Un ou întreg. L-am pus în cană că l-am luat din frigider, l-am scăpat jos. Puțină sare. Și acum o să pun aici puțin oțet. Cam o linguriță, nici atât. Un strop. Și ăsta îl frământăm. Așa, și ulei îmi trebuie. Cam două linguri de ulei. Poate unele dintre dumneavoastră nu ați mâncat așa ceva, dar acum vă arăt eu. Foarte faină. Mânta din cuptor. Aici iară nu-i cald. Și să pot să pun aluatul la dospit. Nu punem multă făină. Că nu ne trebuie un aluat vârtos. Vreau să mă mulțumesc pentru live-ul de aseară. Ați fost super, super și tort v-a ieșit super. O să vedeți secțiunea. Ce fain a ieșit. Trebuie să mă spăl pe mâini. Să-i formăm un pic. Noi avem nevoie de un aluat mai moale ca să putem să-l întindem. Bine, nu-l întindem ca pe strudel normal, dar cât de cât. Ok, eu zic că e bun. Deci așa trebuie să fie. Aluatul mai moale. Punem făină aici. Și lăsăm la crescut.
Eu acum o să-i pun o pungă de maiva. Ca să-l forțeze să crească. Sopul și îmi lăsăm la crescut. O să revin. Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac o varză, o mâncare de varză, așa cum cred că n-ați mai mâncat. Am aici, am avut o varză cam 600 de grame au avut. Am tăiat-o, eu o să pun puțină sare pe ea. Cu cartofi, cu morcovi, ceapă, ardei. Așa fac eu varza astăzi. Nu tăiam mărunt. Că ea și așa se gătește. Repede. Acum tăiem două cepe. Mă scuzați, dar nu pot să mă abțin de la astea legumele crude. Când tai varză sau morcov sau... trebuie să gust. Nu tăiem măruntă. Așa. O dinstuim. Între timp tăiem noi și morcovii. Am vreo, să zic, doi morcovi ca lumea. Pe-s unul mare, unul mic, unul mare, unul mic, cam așa. Deci doi morcovi mai mărișori. Am nevoie, dacă aveți roșii proaspete, puneți roșii proaspete. Eu o să pun din conservă. Am așa tăiate. Așa, tăiem și ardeii. Am zis, ați văzut, ardeii eu îi tai mai mari, că nu-mi place mărunt. Îmi place să-i văd așa prin mâncare. Am avut unul roșu, tot din ăsta capia, și unul portocaliu, așa verde. Merge la varză, merge. Așa, ca să vă dau așa, ca să vedeți și cratița. Hai o săptămână, dragilor, și mă scap. Marța viitoare, seara, am decolat, să de Dumnezeu să fie bine. Pune puțină sare. Pune și zavră, dacă nu mai sunt. Le dinstuim bine. Da, poate dumneavoastră faceți altfel. Eu vă arăt varianta mea. Roșii am așa tăiate. Bucățe. Ce pun eu aici? Bacon.
am pus restul de la ce-am pus ieri la fasole. Ce mai am eu aici alet de extra bur sau extra care pun o bucată înainte, îl tai mai mult și îl pun înainte. Un fel de cârnaț cu șunte, cam așa. Pun și ce să mănânc, nu? Mai mult de gust. M-am zis că vedeți că eu folosesc foarte mult chinion la mâncare. Puțin timbru. Așa. Un pic de pastă de tomate. Legume avem aici, punem și din roșii. Acum punem gaura. Am așa pe râu ca să... Cartofii pune mai târziu. Până vece bunătate. Bine, v-am zis scade. Am uitat eu să pun condimentul austriecilor, acum îl pun, în maghirană. Așa și punem apă. Eu cum lasă și la apă. Eu o să pun și un cub. Dar de data asta o să pun un cub de lipte. Ca să aibă gust de carne. Cartofii punem până aproape varza e gata. Ca să ne iasă un sos. Și piper și restul condimentăm de la urmă. Așa, și lăsăm să fiarbă. Să fiarbă bine. Și
și după aia să vedeți ce mâncare bună iasă. Iară mâncă frică sa de... Moare. Ok, o să revin. Haideți să ne uităm la aluat acum. Să l-am legat pe noi. Așa. Da, ce faină pe scurt. Acum punem făină pe blatul de lucru. A crescut super bine. Frământăm un pic pe mână, pe sumă, la luăm. Și acum îl întindem. De subțire. De nu ca ștrudelul, dar... Cât putem de subțire la tine. Nu prea am eu loc, dar asta e. Mai încerc să întind și cu mâinile. Așa. Atât. Ajunge atâta. Întins. Să-mi șterg sucitorul ca să pun la loc așa am loc. Nu știu ce-mi trebuie mie. Acum strupim cu ulei, adică lungem bine ulei. Puteți să dați cu pensula dacă nu doriți cu mâna. Și rulăm. Da?
pâinea. Și acum tăiem. Cam așa. Deci cam așa ar tăiați. Vă arăt eu ce fac cu ele. După ce îl tai. Deci, putem să lăsăm și așa. Vedeți, să închidem aici jos și lăsăm ca un trandafir. Hai să facem capetele așa. Așa. Care sunt mai micuțe. Vedeți? Trei. Și astea în alte. Le apăsăm așa și după aia întoarcem și invers, dar nu până în capăt, deci cam așa se vine, deci nu până jos, așa, și așa, deci așa trebuie. Și mai le lăsăm la dospit. Vedeți? Așa trebuie să iasă. Ok, acum eu mai le las la dospit, ale acopăr cu lainele astea, pe cumva, ca să nu se uște. Controlăm la varză. Varza imediat e gata, le zic eu. Mai vreo 10-15 minute, mai mult nu trebuie. Vreau să bag cartofi acum. Să fiarbă aici cu varza. Mai las vreo 10 minute așa să fiarbă împreună. Și după aia vă arăt ce fac. Vedeți ce mâncare faină faceți dacă faceți așa. Și merge și cu varza acră dacă aveți aia, e mai bun. Și bine, dacă aveți carne, nu ce-am avut eu. Nu faceți cu carne, că vedeți ce bun e. Super fain. Revin. Haideți să vă arăt la varză. Mai eu pun niște frunze. Vedem dacă mai am mărar. Așa. Puțin piper. Și vă spun de ce. Varza e fiartă. Nu de tot, dar e fiartă. Așa. Acum
am pregătit, deci condimente nu mai ne trebuie. Acum punem chiflele deasupra. Și așa în mijloc punem trandafirașii. Dar de ce bine arată? Acum punem capacul. Trebuie un capac care să închide ermetic. Deci 20 de minute nu deschidem. Dăm focul la încet. Și 20 de minute nu umblăm la el. O să revin după ce ies gata, să vă arăt. Haideți să vă arăt eu, ca să închid deasupra. Am tăiat o ceapă mărunt și o prăjesc bine. O să pun puțin voia și o punem peste chifle deasupra. Noi imediat le deschidem să vedem surpriza ce avem. Surpriză! Iberașul! Vedeți? Acum eu fac ceapa asta și pun peste. Pun puțină boia. Și o pun peste. Deci a ieșit super. Puteți să le încercați. E o și mâncare vegetală. Dacă nu mâncați carne, puteți să nu puneți. Numai varza și cartofii. Eu acum o să fac puțin de... Haideți să încercăm să vă scot, să vedem dacă... Pot să vă scot, să vedem de unde... Ele s-au făcut super faine. Ușoare ca pufu. Sunt. Așa. Hai să scoatem și un trandafiraș. Să deie bine la cameră. Și uitați ce bine arată. Vedeți ce bine arată. Acum o să vă fac eu poză de jos ca să vedeți ca lumea. Și uitați, prieteni, cum am spus, vă fac poză și de jos. Deci au ieșit super. Deci nu vă dați seama cât de pufoase și de faine sunt. Sunt super, super delicioase. Sper să încercați și această rețetă. Noi vă mulțumim și vă dorim o zi binecuvântată și liniștită. Bye, bye!